Turneul de pregătire Mircea Pașec, desfășurat timp de 3 zile la Târgu Jiu, a adus clipe de foc pentru handbaliste. Cele 3 meciuri s-au încheiat cu o victorie pentru echipa antrenorului Liviu Andrieș. Ne aflăm la 3-a ediție a acestui memorial Mircea Pașec. A fost un turneu de pregătire cu 3 jocuri în 3 zile cu echipe normal de prima ligă, unde am încercat să vedem unde suntem, care sunt minusurile și care sunt plusurile echipei. Am văzut și minusurile, am văzut și plusuri. Plusurile vrem să le menținem și minusurile să le îndepărtăm. Partea cea mai bună este aceea că nu s-a accidentat nicio jucătoare, nici de la echipa noastră, nici de la celelalte echipe, și asta e un lucru bun. În rest, a fost un turneu fără probleme. Din păcate, evoluția echipei nu a fost chiar cea mai bună, dar suntem în perioada de acumulări, siguranță, și cu siguranță de în următorul turneu o să arătăm și mai bine. Handbalistele nu se lasă descurajate și vor depune mai mult efort pentru turneul decisiv care le așteaptă. Da, de multe ori poate victorile ascund anumite lucruri și din, să zic așa, din eșecuri sau din meciuri pierdute poate să tragă mai multe concluzii. Cu siguranță stafful tehnic o să tragă cele mai bune concluzii și o să lucreze mai mult acolo unde este nevoie, iar în următorul turneu, care o să fie tot la Târgu Jiu, în weekendul următor, cu siguranță vom arăta altceva. Lotul feminin nu a fost complet, iar 3 dintre handbalistele cu experiență nu au putut juca. Au fost 3 fete care lipsesc din motive certe și clare. 2 dintre ele, din păcate, au suferit una dintre o accidentare minoră, iar Pușcaș, Angela Pușcaș este tot la fel în perioada de recuperare după ruptura de ligamente suferite. Iar Helena Gilda Paolo trebuie să se întoarcă în această săptămână la pregătiri, deoarece a fost prezentă la Jocurile Olimpice din Franța cu echipa din Angola și era clar că nu putea fi prezentă. Echipa feminină privește ca o lecție înfrângerea din meciul amical și se va pregăti intens pentru viitorul meci care va decide viitorul echipei.